El poate să cunoască, dacă nu mai sunt eu sigur, ar mai cunoaște, ar încerca să cunoască poate pe altcineva, poate, nu-i garantat. Sau poate nu ar cunoaște, nu știu. Nu, adică cum să-i cerezi pe mine când nu-i nimic concret? Dar nu știu, pe Xenia n-am vrut să o cunosc. Știi? Pentru că eu sunt mai interesată. Nu-i logic, cred. Că așa am transmite. Mi-e dragă, Maria, o plâns foarte mult aici. Și merită să fie fericită fata asta. E o fată foarte sensibilă, o fată foarte bună, înțelegi? Și tu ce votezi? Și a spus, Andreea nu rămâne. Singura soluție. Bă, Adrian, minune! Bine, că tu ai ceva cu Bianca acum. N-am ce trebuie, frate. N-am cum. Se vede că sunteți în... Măi, mă înțeapă Alexandra. Și nici măcar nu mi-a spus nimic ca idee. Eu n-am treabă cu nimeni. Păi da, dar n-ai eu cum n-am să... treabă cu nimeni. Eu nu sunt fată, ea. Pot merge și eu la Xenia, vă rog? Pot? 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 Auzi, cum atât și plângeți acolo. Am zis băieții că cu tare, că cu tare. Bă, prin grădină, mă! Bă. Grădină. Au spus băieții că să nu spun sentimentele în fața ta. Tu plângeți puțin prin grădină. Bă, duc și zic. Băieții, puteți vota auzi de material de genul ăsta? E jale. Mă duc și le-i, mă, și zic că azbeți că ești urât, ești nașpa, ești alea. Asta poți să zici. Râducul. La văzut. Bună! Ceva, fetele? S-au dat voie? Da, mă, aici. Da, mi-au dat. Dar de ce ai trecut prin grădină? Ce s-a întâmplat? Mi-a spus să vin prin grădină. Bine, voi ce faceți? Bine. Cine? Pe televizor. De ce ai venit prin grădină? Am cerut să vin să vorbesc cu fata asta și mi-a spus să vin prin grădină. Vreți să vă lăsăm în grădină sau vă mutați voi în altă parte? Sau vreți să stai cu noi? Prefere. Sau? Nu, eu vreau să discut doar cu ea, da? Ok, da. Ce păi vrei? Să rămâi în grădină sau să ne ducem noi? Si, dacă poate nu vreau să vă trimit de aici. Dar nu vreau să vă trimit de aici. Nici eu. Hai pe ea pe camera ta. Hai pe canapea, te rog, nu mai... Și cam obosită. Vai, sunt ruptă, mă doare capul, mi-e somn. A fost prea mult. La exerciții? Am obosit prea mult? Nu, nu de la exerciții, a fost prea mult. Pentru azi. Am antenuțe? Am crezut că am antenuțe sau ceva. Chiar discutam cu băieții și îi întrebam dacă ești din Cluj, nu? Da. Dacă tu ai fi dispus să te muți în București. În București, da, dar la țară nu. Nu, am crezut că și eu sunt dispus. Hai, țara... Mă, deci să nu înțelegi greșit, îmi place, clar, foarte, eu mult, eu, îmi place eu, foarte mult la țară. Pe toate prietenele mele le rugam să mă ducă la țară, îmi plăcea să merg. Eu mă relaxez în curte. Eu nu aveam pe nimeni. Bine, și eu stau la casă, nu-i vorba de asta. Doar că e alt aer, știi? E altceva. Ce frumos e. Mulțumesc, la fel. Vedeți, sunt albaștri. Da, ei sunt vezi? Un... Verde. Știa ce mi inspiră? Ia zi. Ai tăi mi-inspira o... A o boabă de strugure. Jur, boaba așa de strugure. O culoare așa super frumoasă. Eu știu, părinții tăi că... Că am venit? La... Da, sigur. Mândri? Sau... Ce reacție au avut când au aflat că... A fost pentru prima dată când m-a încurajat tata să fac ceva. Adică a fost, l-am simțit alături de mine, știi? Părinții tăi sunt de obicei așa, te susțin? Mama, de obicei, mă susține cam în orice fac și știe tot. Uh-huh. E sufletul meu. Cea mai bună prietenă. Clar, părinții și frații. Cu tata, nu, e mai jenă să-i zic anumite lucruri. Dar vorbesc și cu el sau îi transmite mama, știi? Dar de obicei nu m-a susținut neapărat în lucrurile pe care doream să le fac. Și de data asta chiar a fost alături de mine, puțin cu tata, dar eu am ajuns, când eram mai mic, consideram că o face din răutate, eu. Știi, dar după mi-am dat seama cu timpul că, de fapt, părinții ne vor binele așa și consideră că anumite situații nu sunt bune pentru noi, sau, știi? Exact, și mi-am dat seama un pic târziu de lucrul acesta. Hai că ne vrem sus, pe Adrian. Da. Nu-ți dai seama, cum să-i zic, pa, băieți! Și fetele ce votează? Pe Radu. A, sau pe tine. Deci mi-ai dat ceva, nu mai pot, frate, mă doare, da. Și eu nu vreau asta. Hai. Mă doare ochii, dragenele astea față. Da, măi. Deci chiar, Ken. Ken! Și Ken!
Deci chiar mi-a speriat. Stau mai jos, așa ca asta. Deci știi ce? Deci chiar nu vreau să-mi spun în față și nici tu. Eu sunt, deci eu nu arăt, dar sunt foarte stresat, crede-mă. Nu că stau votul eu, doar eu ție. Nu, Doamne, nici nu mai vorbesc cu tine, bă, tu te gândești puțin. N-am ce vot să dau, mă. Păi cine frate. Să-i dau? În cine? Fa, de capul zii meu. Zii tu în cine, zi-mi acum. Da, da, mie să plec acasă. Nu pleci, mă, acasă, e un vot chiar. Și dacă îl dau, că și dacă mă votează băieții, frate. O să mă gândesc, frate. Ai multe voturi, nu o să ieși. Dacă îl dau, nu, nu te supăra, că eu numai... Nu m-am supărat până acum la ce voturi ai dat și ce chestie ai făcut. Dacă îl dau... Frate, dar n-am dat să pleci acasă. Nu ai niciun motiv să te superi, dar o să mă gândesc mai bine. Băi, vă... Lasă așa, lasă așa. Calmează-te. O să mă gândesc, dar dacă îl dau ție, o să fie un alt vot. O să fie un alt vot. Că după aia, dacă votez pe una dintre fete, data viitoare o să mă voteze aia pe mine. Și n-ai rost. Deci, fii atent. Aia chești deștept. Merge, că îmi place. Îmi place. Dar dacă o fată te votează oricum. Da, dacă votez pe Bianca, că n-am ce să votez. Oricum, ai votat de Benny Boneta. Știu, dar n-am votat-o eu, am votat-o și Gagica Su, da? Ce-am place, că zice. Pa! Uitați aici! Ce ai făcut? Cine ai vorbit? Nicolas. Cu Nicolas, dar n-ai treabă, frate. Auzi că te-ai uitat și azi pe Instagram-ul meu. Cum? Te-ai uitat și azi pe Instagram. Păi, apar prima dată persoanele uită, care... Exact, se uită la mine sau persoanele la care le-am accesat eu contul, știi? Dar tu ai contul privat, am văzut. Mm-hmm. L-ai avut mereu sau l-ai dat? Da, acolo? mereu. Da? Mm-hmm. O să trebuie să te dai pe public. De ce? Păi, bănuiesc că o să vrei follow-uri și așa. Da, nu e important. Dă-l pe public. Da? Pe public. De acum? De astăzi? Da. Că... Da, zic, când... Ales nu i-ai văzut niciodată pozele. Păi nu, că n-am cum. Că l-ai pe privat și nu are Sorin, stai cu el. M-am uitat la Facebook, pe Facebook, la tine. Și se văd pozele, nu știu. Da, se văd. Tu ai avut ceva întâlnire romantică de când ești în casă? Da. Unde? La piscină, ceva la piscină, da. Ah, te-ai uitat? Da, știam, de asta știam sigur, de piscină. Cine romantică, la piscină... Ce am mai avut, ce momente? Dar au fost multe momente drăguțe, multe la care m-am uitat, foarte mult. King a fost majoritatea, dar a fost foarte mult. Dar nu te-am întrebat până acum. Da. Tu, văd că te-ai uitat mult la emisiune, nu? Da, chiar am urmărit. Nu apucam să mă uit la TV, uh-huh. Dar urmăream pe YouTube. Te uitai. Uh-huh. Ce vreau să te întreb? Acum, și ce ți-a plăcut la mine emisiune, dar m-am aflat în topul tău acolo, sau... Nu știu, păi, în primul rând, aspectul fizic și ochii. Ai trăsături faine. Îmi plac bărbații cu barbă. Deci am o problemă cu asta, nu că îmi plac. Da, acum sunt puțin netun și neîngrijit. Că deci dacă nu are barbă, nu prea îmi place. Așa, deci nu am zis prima dată aspectul fizic, dar avem așa și la casting. Am zis că am o mică îndoială de înălțimea ta. Îți doreai să fiu mai înalt? Ai fi fost perfect. Da? Da. Dar nu consideră o problemă. Dar nu e o problemă sau un minus. Până la urmă, dacă ai alte calități... Mă deranjează foarte tare la o femeie dacă e puțin mai înaltă ca mine. Dar să fie mai înaltă. Dar noi doi suntem, știi cum? La limită. Perfect, așa, plutim, știi? Plutim la înălțime, adică unul lângă altul. Așa, și ziceam că aspectul fizic prima dată și după aceea, nu știu, mi s-a părut că ești carismatic, că ai cuvintele la tine și că ai acea nebunie, știi? Adică mi-aș permite... Nu activez mereu. Mi-aș permite să fiu eu cu tine. Asta vreau. Vreau, cum, eu te înțeleg, acum poate ești puțin reținută de camere, de... Momentan, da, mai da. Dar eu nebunia am. Și cuvintele mi le găsesc foarte greu. Eu sunt maghiară, știi? Mm-hmm. Și prima dată mă gândesc în maghiară și după aceea îmi traduc. Super. Și mai greu.